binecuvintează gloria Domnului. Și după, vă rog frumos, se pregătește și sora Monica, o poezie, și sora Irina Dragotă, dacă se poate, gloria Domnului. Și încet, încet, dăm voia că Domnul Dumnezeu se lucrează în inima noastră. Gloria Domnului! Dumnezeu să ne binecuvintează. Atunci, fratele Ilie și Rozan, sora Ortea, cantată pentru Domnul. Dumnezeu să vă binecuvintează. Amen. Amin. Slavă Domnului! Vreți să cântăm spre slava Domnului cântarea aceasta? Marșul eroic se va împlini. Marșul eroic se va împlini, ca buietul unui tunet va fi. Glasul celor care cântă așa de frumos, cu alăuta mării pe Hristos. Înaintea celor patru fapturi vii și a bătrânilor se va auzi cântarea cea nouă ce va zgudui universul cu a lui galaxii. Înaintea celor patru fapturi vii și-a bătrânilor se va auzi cântarea cea nouă ce va zgudui universul cu a lui galaxii. Căci mielul stătea pe muntele sfânt cu 144.000, ce aveau pe frunte scris numele său, căci au biruit în luptă pe cel rău. Nimeni nu va ști să cânte cântarea ce așa frumos cuprinde vazarea, că cel din tâi rod pentru mielul sfânt martirii au fost pe pământ. Nimeni nu va ști să cânte cântarea ce așa frumos cuprinde vazarea, că cel din tâi rod pentru mielul sfânt martirii au fost pe pământ. Căci în al lor gură nu a fost găsit minciuna, închinarea nu i-a demenit, căci fără de vină și fără cusur, răbdând și păstrând credința în Iisus, ei au fost aici, jos pe pământ, necazuri amare cu toții răbdând. Deși tu, frate, să fii credincios, doar Domnului nostru Hristos. Ei au fost aici, jos pe pământ, necazuri amare cu toții răbdând. Deși tu, frate, să fii credincios, doar Domnului nostru Hristos. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării, te voi păzi de ceasul încercării, care o să vină peste lumea întreagă,
pentru ca cei sfinți să se aleagă. Temeți-vă doar de Dumnezeu și dați-i mărire doar lui mereu, celui ce-a făcut cerul și pământul, izvoarele apelor și vântul. Temeți-vă doar de Dumnezeu și dați-i mărire doar lui mereu, celui ce-a făcut cerul și pământul, izvoarele apelor și vântul. Amin. Amin, amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvintează, fratele Elie și soră Olga. Dumnezeu să vi umblă cu Duhul Sfânt. Dar salutăm a toți frații și surori care încet, încet se conectează cu noi. Domnul Dumnezeu să vi binecuvintează și bine ați venit în casă.